Primăria Comunei Cărpiniș investește în educație. Primarul localității, Marcel Popa, a ținut ca elevii, dar și copiii de grădiniță din Cărpiniș și Iecea Mică să învețe în unități școlare demne de anul 2024. Am reușit să reabilităm în acest mandat aproape toate unitățile de învățământ care le avem pe raza comunei. Cele care nu au ajuns încă să intre în proces de reabilitare sunt în momentul de față pregătite ca proiecte tehnice. Avem finanțări obținute pentru ele. Aici aș menționa grădinița din localitatea Iecea Mică. Chiar recent am reușit să recepționăm proiectul tehnic și urmează în scurt timp să scoatem la licitație și această investiție. Printre acestea am construit o grădiniță nouă în localitatea Cărpiniș și am reușit să reabilităm, să învelopăm termic, practic am făcut izolarea și am realizat un acoperiș la Școala Mare din Cărpiniș. Tot la acest obiectiv avem în momentul de față finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență și în licitație publică în momentul de față în vederea contractării execuției reamenajarea tuturor spațiilor interioare în acest obiectiv. Am reușit să reabilităm școala din localitatea Iecea Mică. Ne mai rămâne școala mică de la Cărpiniș, care cu siguranță în viitor va fi unul din punctele pe care ne vom concentra atenția. Comuna Cărpiniș este o localitate în plină dezvoltare.